Conducerea primăriei Roman a pus ochii pe proprietarii mașinilor parcate pe domeniul public în cele mai neașteptate locuri. Solicitarea vine ca răspuns la nenumăratele reclamații din partea romașcanilor deranjați de aceste parcări ilegale. Foarte multe solicitări și intervenții vom avea în perioada următoare pentru sancționarea mașinilor care stau pe domeniul public sau care blochează anumite căi de acces. Vom încerca identificarea în special a posesorilor a proprietarilor de mașini înmatriculate în străinătate și care sunt parcate în diverse zone ale orașului. Unele dintre ele ocupă locuri de parcare, altele dintre ele chiar obstrucționează accesul proprietarilor de garaje către aceste garaje, drept pentru care am dispus în ședința operativă de dimineață poliției locale să identifice toate aceste situații și să ia măsuri pentru sancționarea celor care parchează în locuri nepermise. Frecvența unor asemenea abateri este extrem de mare. Poliția locală primește zilnic 10 de reclamații legate de parcări ilegale. În conformitate cu o hotărâre de guvern din 2001, cetățenii care încalcă legea în privința parcării mașinilor pe domeniul public primesc mai întâi un avertisment, după care, dacă se repetă, sunt sancționați cu amendă între 100 și 300 de lei. În același timp, autoritățile recunosc faptul că și în Roman, ca în întreaga țară, infrastructura rutieră este cu mult depășită de numărul real al mașinilor, în raport cu nevoile reale ale localităților. În Roman, primăria a amenajat peste 3600 de parcări de reședință și are în plan trasarea până la sfârșitul anului a încă 500 de locuri în care romașcanii își vor putea lăsa mașinile.